una dintre chestiunile importante pe care aș vrea să o înțelegem ca și nuanțare este această fuziune care nu va fi simplă și nu va fi o chestiune extrem de ușor de realizat. Tocmai datorită faptului că atunci când vorbești de coaliții, în coaliții stai la masă, negociezi, pui pe foaie și respecti în măsura în care ți se atribuie anumite responsabilități, lucrurile care ți le-ai asumat. Într-o fuziune discutăm de funcții, de oameni, de alegeri și normal că contextul respectiv complică puțin situația voinței politice, că despre asta discutăm. Însă este prima dată după Revoluție când se formează o nouă structură, o nouă construcție care este ideologică. Dacă toate celelalte până acum au fost antipersoane, anti-Băsescu, anti-Năstase, acum este o structură ideologică care se formează, este o nouă construcție. Prima dată când se creează o construcție, și aș vrea să fiți foarte atenți la asta, ideologică. Deci nu luptăm contra unei persoane acum, că nu există persoana respectivă. Ceea ce vrem să facem este să construim politic o structură ideologică pe dreapta. Este prima dată după Revoluție când se realizează acest lucru. Nu mai aveți alte exemple înainte pe acest tip de construct. Un lucru pe care vreau să îl menționez vis-a-vis de noile mișcări care s-au făcut în scena politică și vreau să vă spun o chestiune de subtilitate aici care probabil este evidentă. În momentul în care UNPR-ul a ridicat puțin glasul și a cerut mai multe poziții, funcții și diverse alte lucruri pe care și le-a dorit din partea PSD-ului, Dragnea a venit și a spus, ia de aici, uite, aducem PPD-ul la guvernare. Aducerea PPD-ului la guvernare s-a dovedit un total eșec și, bineînțeles, că în acest moment nu mai știu cum să spală cămașa și să iese pasma curată din această mare gafă politică pe care PSD-ul a făcut-o. Cert este că, în acest context, cei din PSD, liderii principale PSD-ului, sunt conștienți că, cel puțin în 1 februarie 2015, dar probabil chiar mai repede, pe PSD scrie opoziția. Și lucrul acesta este foarte clar datorită faptului că nu mai au bazin electoral de unde să extragă voturi pentru un candidat la prezidențiale care va schimba, bineînțeles, și structura guvernamentală imediat după aceea. Deci asta este calculul politic care se face în acest moment. Și un singur lucru vreau să mai menționez și o să fiu foarte scurt și pe acesta. Duminică am fost în Macedonia vineri și sâmbătă, unde am participat la o întâlnire cu mai mulți reprezentanți ai Congresului American, iar apoi duminică dimineața la ora 8:30 am fost la București, unde am primit delegația senatorilor americani, care doi dintre ei cunosc foarte bine de foarte mulți ani, pe John McCain și pe Chris Murphy, și am întâlnit și al treilea, Ron Johnson. Iar mesajul lor pentru guvernul României, pentru parlamentarii majorității, a fost unul extrem de dur anticorupție. Ieri ne-a pervenit din partea coaliției românilor din America un fel de memorandum pe care suntem obligați să-l promovăm pentru a putea să punem și din punctul acesta de vedere punct ceea ce înseamnă contextul de corupție și de protejarea corupției din Parlamentul României. Și cred că lucrul acesta este un semnal foarte puternic tras de către Washington spre România. În urmă cu o lună și ceva am fost în America, unde m-am întâlnit și atunci cu John McCain și mulți alți senatori și congresmeni americani. În momentul acesta, România este extrem de interesantă ca și lider regional, iar interesul major al Americii nu poate să plieze pe regiune și pe România fără o luptă foarte serioasă asupra acestui flagel care, din păcate, este promovat astăzi de marea majoritate parlamentară și de guvernul României. Ăsta este, pe scurt, mesajul pe care senatorii americani au avut timp de mai bine de o oră și ceva am discutat cu ei, într-o formulă foarte restrânsă cu reprezentanții ai Camerei Deputaților și Senatului, am fost 6 oameni, și cred că este extrem de important ca acest mesaj să fie un mesaj care să-l înțeleagă toți factorii de decizie, atât la nivel regional, cât și la nivel național. Dacă decizia politică a Americii
vă mai repet încă o dată ce vă spuneam și adineauri, este în favoarea ridicării vizelor, acestea se pot ridica în termen foarte scurt. România îndeplinește tehnic toate cerințele pentru ridicarea vizelor. Politic însă avem o problemă și problema este pe extern de credibilitate.